Da, facem cu Teo o problemă. Deci, Teo, un caiet, nu, pe un caiet și un stilou, deci un caiet plus un stilou, un stilou cu sans adaptat, se plătește suma de, deci pe un caiet, și un stilou se plătește suma de 160 lei. Stilou costă cu 40 de lei mai mult decât caietul. Stiloul costă cu 40 lei mai mult decât caietul. Cât costă stiloul și cât costă caietul? Deci, cât costă stiloul, cât costă și cât costă caietul. Deci, pe un caiet și un stilou, mama a dat 160 lei. Știu că stiloul costă cu 40 de lei mai mult decât caietul. 160 minus 40. Plus 40. Plus sau minus? Dar de ce ai spus plus? Te-ai uitat la mine că eu n-am... Parcă după figura mea n-ai înțeles bine și ai zis plus. Minus. Așa este. Mi-ai citit pe mimica feții mele că n-aș fi mulțumit eu, da? Da. Ei, nu. Eu n-am făcut așa fără să-mi dau seama. Deci, atenție. Pe un caiet și pe un stilou s-a plătit suma de 160 împreună. Da. Ca stilou costă cu 40 de lei mai mult. Hai să reprezentăm prin segmente. Hai să zicem, ăsta este caietul, stilou o să fie mai mult sau mai puțin? Mai mult. Mai mult. Este cât caietul și mai are în plus 40 de lei, da? Deci în total, s-a 540, în total s-a plătit, cât am zis, 160. Ce ai tu în vedere când aduni și 40? La ce te-ai gândit când aduni 40? La 160 aduni 40. Ce ai tu în minte acum? Ce raționament vrei să elaborezi? Păi dacă stiloul costă cu 40 mai mult. Sigur că da. Păi dacă e mai mult, trebuie să faci adunare. Deci când auzi că e mai mult, faci adunare, da? Și când e mai puțin, scădere. Scădere. Asta ai reținut de la școală, că așa s-a rădăcinat ideea. Atenție! În momentul în care adun încă 40, băi, adun la 160 încă 40, face 200. Dar ce reprezintă atunci 200? Eu mai adun 40, spui tu, da? Și ce fac cu cele 200? Ce am să fac cu cele 200? Ce reprezintă 200? Păi 200 ar fi caietele. 200 ar fi? Păi... Ai transformat, practic, caietul în stilou. Că i-ai mai pus 40 de lei, nu? I-ai mai pus 40 de lei la caiet și le-ai făcut pe caiet la nivelul stiloului. Și parcă ți-ai închipui că ar fi două stilouri. Și dacă două stilouri costă 200, după calculul tău asta înseamnă, și că o să vezi un singur stilou, ce o să faci? Dacă două costă atât, un singur stilou, cât ar să coste?
Dacă două stilouri costă 200, un singur stilou? 100, că 200 împărțit la 2, fac 100. Dar de ce ai zis 120? Că ai scăzut acum din 160, pe cine? Pe 40. Și ai zis 120. Da. Mai reluăm. Deci, în clipa în care ai zis așa, știu că stilou are mai mult 40 de lei, da? Și tu ai hotărât să aduni 40 de lei și la caiet. Și atunci ai reușit să ajungi și caietul la preț de, la prețul stiloului, la aceeași dimensiune, da? Și vin la aceeași dimensiune, tu acum în 200, adică 160 plus 40, înseamnă 200, care înseamnă două stilouri, prețul a două stilouri, preț a două stilouri. Dacă două stilouri costă atâta, unul singur? 100, când pasă la 2, nu? Cu 200 și 200. Deci, un stilou costă, ce înseamnă? 200 împărțit la 2, se face 100. Da? 100. Ei, dacă ai aflat cât costă un stilou, deci scrie 160, nu ai scris asta, da? Înseamnă prețul la 2 stilouri, un singur stilou costă 200 împărțit la 2, înseamnă 100. Dar un caiet cât costă? Dacă împreună costau 160. Deci un stilou costă 200 împărțit la 2 egal cu 100, da? 100 lei. Cât costă dacă împreună stiloul și caietul împreună costă 160. Iar stiloul știi cât costă acum. Stiloul costă 100. Cât costă caietul? 60. 60, sigur că da. Cât e 160, îți scăduc prețul stiloului. Da, și face 60, preț foarte mare. Foarte mare. Deci acum poți să spui și că poți afla prețul caietului. Un caiet costă două puncte 160 minus 100 egal 60 lei. Foarte tare. Da? Aici mi-a plăcut mult de tot faptul că ai pus 40 de lei caietului și l-ai transformat în stilou. Că până de 40, el l-a transformat în stilou și ți-ai imaginat de fapt, de parcă ai fi cumpărat două stilouri în loc de un caiet și un stilou. Nu mai puteai tu face și altă șmecherie, în loc să-i pui caietului 40 de lei, puteai să scazi de la stilou 40 de lei și transformai stilou într-un caiet. Deci o altă metodă, asta a fost metoda 1, metoda 2, ar fi fost din 160, scădeai surplusul de 40, minus 40, da? Deci scădem surplusul de 40 și egal cu 120 și asta reprezenta ce? Două caiete. 120, două caiete însemna. Îi transformai pe stilou, l-ai transformat în caiet. Și dacă, deci 120, prețul a două caiete. Pui și un singur caiet cât costă, dacă două costă 120. Dacă am un 220, nu am un singur caiet, jumătate. Adică 120 împărțit în 2, în două bucăți egale, două părți egale, 60 și 60. 12, nu împărțit la 2, fac 6, deci 60. Așadar,
120 împărțit la 2 egal cu 60 lei un caiet. Și dacă știi acum un caiet, ca să vezi un stilou, ce faci? Caietul îi mai pui 40 de lei. Da? Deci ca să vezi, să ajungi la prețul stiloului, pur și simplu, 60 plus 40, 40 că are el în plus, egal cu 100, nu? 100? Da. Și ăsta e prețul unui ce? Unui ce? Stilou. Stilou, sigur că da. Stilou. Vezi tu, două metode am avut. Una din metode a fost a ta, aceea când ai fost atât din șmecheră și l-ai transformat pe caiet, l-ai făcut stilou, ai pus 40 lui și ai obținut 200 și ai împărțit la 2 și ai obținut stilou. Și alta a fost metoda la care m-am gândit eu, în care i-am șters, am scos pe ăștia 40, l-am transformat pe stilou, l-am făcut caiet, să țină minte el așa, că l-am făcut caiet. Și acum din 160 căzând 40, am obținut 120, două caiete, un singur caiet împart în 2 și 60 de lei și am obținut. Aceeași soluție este. Aceeași soluție. Tot 60 de lei este la caiet și 100 de lei este la stilou. Deci ori printr-o metodă, ori prin cealaltă, același lucru este. Superb este la matematică. Deci se pot face prin mai multe metode. Acum tu ai ținut, o să ții minte, că nu, ori de câte ori ai auzit în plus, adunăm, scădem, în minus scădem. Așa ți-a rădășinat în țin minte. Dar acum, unde adunăm și unde scădem, trebuie să fii foarte atent, da? Îți mulțumesc frumos pentru colaborarea din seara asta și o să facem probleme din ce în ce mai frumoase, da? Dacă tu nu vei cu problema, să vin eu. Când vii la mine, o să facem și câte o problemă de asta. Trebuie să-mi aduc un caiet. Vii cu caietelul tot timpul. La revedere! La revedere! Nu uitați de like și share, sigur că da. Ai înțeles ce ți-am spus?